Ziua tuturor! Sunt Natalia Cârja și vă invit să fiți alături de mine la cea mai vie lecție, lecția de biologie. Astăzi vom face o călătorie, o călătorie uimitoare în lumea celulelor. Știați voi oare care este cea mai mare celulă, dar cea mai mică? Care celulă este cea mai lungă sau cea mai longevivă? Știați voi că cea mai grea celulă are tocmai 1,6 kg? Iar cea mai lungă, un metru. V-ați întrebat vreodată câte celule sunt în corpul uman și ce formă au? La lecțiile anterioare am aflat că organismele cum ar fi ciupercile, plantele, animalele și oamenii au corpul format din celule, care pot fi văzute cu ajutorul microscopului. Desigur, există și excepții. Sunt celule mari care pot fi văzute fără vizualizarea lor cu aparatele de mărit. Pe unele din ele le-ați văzut fiecare din voi de nenumărate ori. Dacă o să luați o felie de într-o portocală și o veți rupe, în locul ruperii o să observați niște vezicule umplute cu suc. Acestea și sunt celulele fructului de portocală. Cine din voi nu a văzut icre de pește? Ele reprezintă celule mari, din care apoi se vor dezvolta puietul de pește. Dar ce reprezintă oul de găină? La fel, este o celulă foarte mare cu o rezervă de substanțe nutritive. Din această celulă se va dezvolta un puișor. În acest context, cea mai mare celulă este oul de struț, care cântărește 1,6 kg. Celulele din corpul uman sunt foarte mici, de aceea noi nu le vedem și nu le simțim. O celulă reprezintă a 10-a parte dintr-un milimetru. Corpul uman este alcătuit aproximativ din 100 de trilioane de celule minuscule. Dacă toate celulele din corpul vostru le vom aranja într-un singur rând, atunci s-ar primi un șirag cu care am putea înconjura Pământul la nivelul ecuatorului de 100 de ori. Cum pot oare aceste celule minuscule să alcătuiască un organism? Ele toate sunt diferite, ca mărime și ca formă, reieșind din funcția care o îndeplinesc. Priviți! Așa arată celula osoasă, care poate avea o formă oval-stelată și un rol în modelarea oaselor. Iar aceasta este celula musculară, care este subțire și lungă și se aseamănă cu un fus. Celulele musculare au proprietatea de a se relaxa și a se contracta în timpul efortului fizic. De aceea, practicarea sportului le va fortifica. În fața voastră, acum este celula nervoasă, care seamănă cu o caracatiță grăsuță cu multe tentacule. Aceste tentacule sunt niște prelungiri, care pot fi scurte și ramificate și lungi. Cele lungi pot depăși lungimea de un metru. Și nu este întâmplător, deoarece celula nervoasă are rol în transmiterea informației, care trebuie să ajungă departe și repede. Celula nervoasă este considerată ca fiind cea mai lungă celulă din corpul uman. Dar, cu toate acestea, ea este mică cât un punct pus la sfârșitul propoziției. Celulele pielii ar putea fi asemănate cu niște cuburi sau cărămizi rotunjite, ceea ce oferă pielii rezistență. Pe un centimetru pătrat de piele sunt aproximativ 6 milioane de celule. Lumea celulelor este diferită, nu numai după forme, dimensiuni și funcții, dar și prin felul cum relaționează între ele. Sunt celule care pot exista independent. Acestea constituie corpul unui animal monocelular. În acest caz, la nivelul celulei se petrec toate procesele caracteristice organismului: respirație, nutriție, creștere, reproducere. Însă sunt celule care pot exista doar cu alte celule, formând un organism din mai multe celule, numit organism pluricelular. Vom analiza două exemple la organismul vegetal și organismul animal ca să înțelegem cum aceste mici celule ajung să formeze un organism. Un grup de celule
care au aceeași formă, structură și funcție, alcătuiesc un țesut. Puteți vedea în imagine celula musculară și țesutul muscular, alcătuit din mai multe celule musculare identice. Din țesuturi sunt alcătuite toate organele unui organism. Un organ este o structură ce îndeplinește o funcție importantă în organism, fiind alcătuit din mai multe țesuturi, unde unul este preponderent. Așa deci, țesutul muscular împreună cu alte țesuturi alcătuiește un mușchi care reprezintă un organ. Organele au diverse roluri în organism. Un grup de organe care îndeplinesc aceeași funcție în organism alcătuiesc un sistem de organe. Așa deci, totalitatea mușchilor dintr-un organism va alcătui sistemul muscular. Totalitatea sistemelor de organe care funcționează într-un mod organizat alcătuiesc un organism. În imagine avem nivelele de organizare ale organismului animal. Să analizăm acum și nivelul de organizare al unei plante, pe următorul exemplu. Una din tipurile de celule existente în structura plantei este perișorul absorbant, care absorbe apa din sol. Totalitatea perișorilor absorbanți alcătuiește un țesut numit rizoderma, care este predominant în organul rădăcina. Totalitatea rădăcinilor unei plante formează sistemul radicular, ceea ce reprezintă un sistem de organe din organismul vegetal, adică a unei plante. Deci, toate organismele, cum ar fi plantele, animalele și omul, au acest mod de alcătuire, sub formă de sistem ierarhic, de la simplu spre compus, adică de la cea mai mică particulă vie, celula, până la organism. Toată viața omului este nemijlocit dependentă de viața celulelor. Care este termenul de viață a unei celule? Sunt celule longevive care funcționează pe tot parcursul vieții omului. Ca de exemplu, pot servi celulele nervoase și celulele musculare, pe când celulele pielii trăiesc doar una sau două săptămâni. În locul celulelor moarte, în mod constant, apar altele noi. Oare cum apar ele? S-a descoperit că celula se înmulțește printr-un proces numit diviziune. Ajungând la maturitate, celula se divide în două celule identice. Cele două celule identice la rândul său se divid în alte celule, 4 la număr, cele 4 în 8 și tot așa în continuare până se formează țesuturi, organe, sisteme de organe și în sfârșit organismul. La fel, datorită acestui proces, organismul crește. Celula este ca un organism viu, care se hrănește, respiră, crește, se înmulțește, îmbătrânește și moare. Fără oxigen și nutriție, celula nu supraviețuiește. De aceea, pentru ca celulele să se înmulțească, oamenii trebuie să se alimenteze corect și să ducă un mod sănătos de viață. Iată că călătoria noastră în lumea celulelor a luat sfârșit. Să formulăm niște concluzii. Nu toate celulele sunt microscopice. Există și celule mari, vizibile, fără ajutorul aparatelor de mărit. Celulele dintr-un organism diferă după formă, structură, funcție și au diferită durată de viață. Dacă vom analiza structural un organism, el va avea următoarea alcătuire: celulă, țesut, organ, sisteme de organe și organism. Toate celulele se divid, astfel organismul nostru crește. Un mod sănătos de viață este benefic pentru înmulțirea și funcționarea celulelor și a întregului organism. Și iată că am ajuns la final de lecție și vreau să vă adresez o întrebare. Știți voi oare care este cea mai mare celulă?
Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag la lecția următoare, unde vom afla alte lucruri interesante despre viață. Pe curând!